Bine ați venit astăzi la Bacău. Liniște! Ne bucură că suntem la acest eveniment unic în fel, într-un fel, în viața filialii noastre. Nu 20 de ani. Nu o să-i mai prindem niciodată, firesc, n-avem cum. De aceea este un moment de sărbătoare și am considerat că e firesc să sărbătorim această existența noastră, să spunem așa. Data de înființare a filialei este într-adevăr 12 decembrie sau 12 decembrie 2002. Da? Eu o să dau citire unui material scurt, un fel de dare de seamă ca să știți și cunoașteți, urmând că după aceea poate o să facem un fel de broșură și cu istoria și cu membrii fondatori și cu toți cei care s-au implicat și toată implicația și toată desfășurarea activității acestei filiale de-a lungul acelor 20 de ani. O să încep cu ceea ce și-a amintit și ne-a povestit domnul Viorel Savin, care vor, vă rog să-l aplaudați, că este autorul acestei întâlniri. Nu se gândea, cu 20 de ani chiar o să ajungem, dar uite că am ajuns. Și după care o să vă mai prezint partea a doua și despre activitatea filialei. Oricând și oriunde se adună oameni hotărâți să schimbe câte ceva din cele ce îi înconjoară, fie intenția lor oricât de altruiste, relațiile se modifică în scurt timp, idiosincraziile lui razna, iar dezbinarea le separe ego-ul lor, așa dintr-o dată mult mai profitabil decât unire. Nici înființarea filialii USR Bacău nu a făcut excepție la această regulă, deși în istoria ei oxidată de candide vanități, nu puțini au fost momente de superbă camaraderie, nu are clipele de entuziasm unificator, dar nu i-au lipsit nici fazele înduieșători cu ghilimele de rigoare de replicant. Eram director al Bibliotecii Județene Sturza, pritoceam înființarea lunară de cultură Cartea, apărut între martie 2001-2003, lucram la un edit ghid al cititorului și plănuiam împreună cu veșnic neliniștitul Harnicu și ubicuul universitar Ion Dănilă, parcă era pe aici. Așa? Ia unde îți pleci? Ei, ce anul plec. Așa? Acaparat de un proiect personal extrem de important, a renunțat la proiect, scuzându-se politicos, cam pe la sfertul lucru început și ca să ne mirăm încă o dată de joc întâmplări, iată ce a putut să iasă dintr-o banală și justificată renunțare. Invitându-l pe tănacel disciplinatul și perfectul pedagog Eugen Budou, Dumnezeu să-l ierte, să ducem la capăt proiectul, dicționarul vasi complet scriitor băcăoani a apărut în două volume reeditat la solicitările bibliotecilor. Atunci am descoperit amândoi că istoria de artă literară a Bacăului este întinsă și excepțională ca valoare și astfel a apărut monumentalul volum Bacău literar în 2004. Iar eu, cu cei 19 scriitori contemporani cu adevărat valoare și de aleasă notorietate în țară, plus alții vreo 30, încă nemembri a Uniunii Scriitorilor de România, dar doritori să afirma, meritau să-și hotărească să-și conducă singur soartă. Și astfel a apărut filiala Uniunii Scriitorilor de la Bacău în anul 2 al milenului 2. Însă lucrurile nu au fost chiar așa de simple. Și pe atunci, ca și acum, înființarea unei filiale într-un anumit loc era condiționat prin statutul USR de existența un număr minim de membri, erau 25 la vremea respectivă, iar la noi în județ figurau cu domiciliu stabil vreo 6 scriitori mai puțin decât se cerea. Cu 6 scriitori mai puțin decât se cerea, de prea în jur de 20. Înconjurat de un mic și activ grup de gherilă literară cu ghilimele de rigoare, format din Ion Enache, Cornel Galbin, Doru Calmunsi, George Chițimuș, Nicolae Mihai și alții, am apelat la scriitorii plecați din zonă pentru completarea numărului impus. Imediat, altruiști, conviși de legitimitatea demersul nostru, și-au exprimat în scris acordul de a se transfera la filiala băcăoană Radu Cârneci, Bucur Chiriac, Ion Rotaru și Sorin Preda. Eram un munte de entuziasm, încă puțin și reușeam. Când pe nepusă masă ne pomenim cu vestea că doi dintre localnici nu mai vor să plece de la Iași.
Pe loc am decis să execut un turneu fulger de persuadare a colegilor din Neamț, Iași și Vrancea. Tocmai făcusem cunoștință cu efectul persoasiunii distructive a geloziei, așa că din prudență hotărâsem să convin pe cât mai mulți să se transfere la Bacău pentru a nu pica din nou din cine știe ce motive sub numărul de membri a Uniunii stabilit prin statut. După deplasări pregătite până la detaliu, întărite mai apoi cu telefon insistente, am reușit în 2 săptămâni să ridic numărul viitorilor membri la peste 30. Dar se pare că timpul lucra tot împotriva noastră, fiindcă cei de la Piatra Neamț și-au modificat peste noapte opțiunile. I-au hotărât să înființeze ei înșiși o reprezentanță. Iar din Vrancea, orare. Am început să primesc ecouri de-a dreptul dușmănoase. M-am deplasat din nou la Cocani și am cerut colegii de acolo explicații. Nu explicații cu privire la renunțarea lor la proiect, ci cu privire la schimbarea totală atitudinilor față de mine. După o jumătate de zi și aproape o noapte întreagă de dezbateri specifice zonei Focșanului, așa, am ajuns la concluzia unanimă că cel care impusese în gură afirmații extrem de neprotocolari vis-a-vis de ei, nu-i dau numele, nu era totuși un băiat rău. Așa că m-am întors acasă cu un tank de adeziune. După cum ne putem ușor aminti, în acea vreme se desfășura un veritabil asalt mediatic împotriva înființării unei filiale în Moldova de Mijloc. Dar prevăzător am avut grijă să demontez cu politeți speculațiile, de altfel insidioase, și să răspund tuturor întrebărilor ce s-au pus, marșind nu pe componenta morală a gestului nostru, al suplicanților, pentru a nu anatemiza filiala de carne despărțeam de cea de Iași, ci pe dreptul valorilor autentice de a se asocia. Se pare că civilitatea mea a fost apreciată, fiindcă am simțit pe propria piele cum iritările izvorâte din pură circumspecții ușor, ușor se atenuează și cum vechile amiciții aiurite de vorbi mult interesate mi s-au întors la mat. Se apropia ședința de Consiliul al Uniunii. Președintele de atunci, Eugen Uricaru, acceptase prezența la ședință pentru a-mi prezenta documentele și pentru a convinge membrii Consiliului de oportunitatea înființării filialei la Bacău. Era deja un prim pas spre victorie. Dar situația tot încălcit era. În MAP aveam acorduri scrise ale unor scriitori din Vrancea, din Neamț, din București, însă câțiva băcăoani ezitau încă să semneze, nefiind convinși că foruri locale își doresc în obradul asemenea instituții. Prins în corj, am început să fiu primit de președintele Consiliului Județean pentru a-i cere sprijinul. Nicolae Lupu, în secret, el însuși timid autor de poezii, s-a lăsat destul de repede convins să semneze o scrisoare către conducerea Uniunii, prin care, în numele instituției pe care o conducea, cerea să ne fie acceptate solicitări. Ba mai mult decât atât, cu o zi înainte de deplasarea mea la București, a invitat toată floarea scriitorimii locale la Centrul Cultural George Apostol, unde la o cafea și-a expus propriile argumente de susținere. Obținerea adeziunii de la fiecare dintre cei prezenți și a confirmării scrise și semnate de ei că sunt delegați să-i reprezintă în fața Consiliului, nu a mai fost o formalitate. Mi-a rămas totuși în amintire fraza hilară pronunțată de către unul dintre cei prezenți, de altfel scriitor onorabil. Ca să se înființeze filiala, bineînțeles că sunt de acord. Dar de ce să ne prezinte Viorel Savin și nu eu? La prima adunare generală am fost ales președinte al filialei, eram cu tot cu importurile din Iași, Suceava, București și Vrancea, vreo 33 de membri. Apoi, pe 7 aprilie 2006, din motive subiective, zic unii, dar eu continuu să susțin că am fost adânc justificat moral, mi-am dat demisia în pofida voinții adunării generale și l-am susținut pe Calistra Costin, următorul președinte. Unii m-au cetat, dar altul mai potrivit pentru munca aceasta îngreată nu vedeam. Așa, în urma legii din 2018, am ajuns și eu. Și acum, partea a doua. Acum la 20 de ani la înființarea filialei USR, Bacău, filiala USR are 90 de membri. Funcționează în spirit camaraderesc, armonios și civilizat, are o revistă în sprijin, un cenaclu este în continuă dezvoltare și mai lipsește doar un sediu în proprietate. În legătură cu sediile filialei, e o adevărată poveste și aventură. Amintim că în faza inițială a înființării filialei, autoritățile județene prin persoana domnului președinte Nicolae Lupu a sprijinit această acțiune prin acordarea unui spațiu de început în cadrul Muzeului de Științe Naturale de pe strada Uituze. Din păcate, perioada care a urmat a fost una de adevărată aventură. Astfel, contractul semnat în 2002 cu Muzeul de Științe Naturale a expirat în 2006, moment în care spațiul muzeului a fost câștigat în instanță de fostul proprietar, instituția muzeală fiind nevoită să se mute în alte locații, astfel că filiala a rămas fără spațiu.
În aceste condiții s-a reușit găsirea unui spațiu la școala Alexandru cel Bun, într-o sală de clasă dezafectată din școală. Prin intervenții repetate la conducerea Consiliului Județean, de la acea vreme s-a reușit găsirea unui spațiu la Muzeul de Istorie de pe strada 9 Mai, la etajul 2, sala de Consiliu a Muzeului. Contractul a fost încheiat pe 4 ani. În 2013, prin schimbarea conducerii muzeului, noul manager a considerat că filiala se lăfăia într-un spațiu prea mare și ne-a expediat la parter, în paranteză, o grijă deosebită pentru scriitori mai în vârstă, într-un spațiu mic, împreună cu Asociația Foștilor Deținuți Politici. Acolo, însă, ce îmi aduce aminte, un era deținut politic, castră, și aici o lea curent, da. În anul 2015, prin demers făcut de către unii membri din conducerea filialei pe lângă SIF Moldova, s-a reușit obține un spațiu la sediul acesta, pe strada Pictor Roman numărul 94C. Avantajul era că alăturat acestui spațiu se afla o sală de cursuri în care ne desfășuram activități de cenaclu și lansări de carte. Din păcate, în 2018 s-a schimbat conducerea societății SCK Saesa, care a administrat toate spațiul SIF-ului, astfel că pentru folosirea cel de curs s-a impus o taxă de 200 de lei pe oră și a trebuit să renunțăm. Cu Chiucova am reușit să păstrăm aceeași chirii, dar în 2021 se anunțau nori grei privind mărirea cuantumului chirii aproape dublăți, fiind nevoie să ne găsim alt spațiu. Prin bunăvoință omului de cultură de suflet, Corneliu Bălan, care e aici de față, așa, a fost deputat, ni s-a pus la dispoziție actualul sediu, destul de generos, fără plata de unii chirii, urând ca în viitor să ne fie transferat poate în proprietate. Despre activitatea filialei putem spune că a fost una intensă cu implicații în viața culturală județul Bacău. De-a lungul celor 20 de ani, filiala a organizat prin asociere cu Consiliul Județean Bacău 11 ediții sub titulatura Toamnă Bacoviană, dedicate poetului George Bacovia. Prima manifestare a fost dedicată la împlinirea 130 de ani de la nașterea poetului și ultima la împlinirea 140 de ani în anul 2021. De asemenea, din inițiativa filialei, în asociere cu Consiliul Județean, s-au organizat și 3 ediții a manifestării culturale Alexandriada, dedicat poetului Vasile Alexandrii, născut pe plaiul Băcăvani. Pe aceeași linie, filiala s-a implicat și în alte manifestări culturale în județul Vrancea. Manifestarea Vrancea literară, scriitorul Culițu Șuieru, a festival de aforisme de la Tecuci, în 3 ediții, zilele dedicate poetului Eminescu la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Bârlad, la caravana scriitorului Bacău Roman, 2 ediții la Roman, la Târgul de Carte Piatra Neamț, la Vanguarda 22, festivalul literar Nicolae Larius de la Mălin, întâlnirile de la Vișoara, Neamț și altele. De asemenea, filiala s-a implicat și în susținerea editării de cărți a membrilor și încurajarea unor scriitori care nu sunt membri, organizarea unor lansări de carte, atât la Casa Memorială George Bacovia, la Biblioteca Județeană, la cea municipală de la Unești, cea orășinească de la Buh și Biblioteca Comunală la Gârleni. Am avut și o experiență într-o comună la Gârleni, la vreo 20 km de Bacău. De-a lungul celor 18 ani, filiala s-a implicat și a sprijinit editarea revistii Plumb. Prin membrii din conducerea filialei ne-am implicat în lansări de carte ale colegilor noștri din Buzău, Vrancea, Tecuci, Bârlad, Suceava, Rumă, Piatra Neamț, mai departe. După deplasări pregătite până la detaliu, întărite mai apoi cu telefoane instante, am reușit. Stai și Dumnezeu, scuzați-mă, am luat la cap. Valoarea unei filiale este dată și de valoarea scriitorilor care o compun, nivelul la care acestea sunt percepuți în spațiul cultural, literar și artistic al țării. Putem spune, fără a fi malițioși, că filiala Bacău are scriitori de frunte care fac cinste acestui deziderat. De-a lungul celor 20 de ani, scriitorii noștri au luat numeroase premii naționale. Facem precizarea încă de la început că meritul câștigării acestor premii revine în totalitatea scriitorilor respectivi, dar ele vin să dea un plus de valoare filialei noastre. Astfel avem câștigători ai Premiului Academiei Române pe următoare scriitori: Adrian Dinu Rachieru, Ștefan Munteanu, Constantin Călin, Emilian Marcu, Ion Ferc. Printre câștigătorii premiului la nivelul Uniunii Scriitori, la nivel național, amintim pe scriitorii prozatorul Petru Cimpoieș, prozatorul Doru Calmus, poetul Radu Cârneci, poetul Ioan Tudor Iovian, poetul și prozatorul Ovidiu Genaru și alții. Amintim de asemenea că unul din câștigătorii marului premiu național, opera omului Mihai Eminescu la Bădoșani, poetul și prozatorul Ovidiu Genaru. A fi nedrept să nu amintim de imaginea creată filială de dramaturgul, prozatorul și poetul Viorel Savin,
care deține la activ un premiu național Ilie Caragiale și a avut 29 de premiere teatrale pe scenele cele mai importante din țară. Constanța, București, Iași, la televiziune română, la Radio România, teatru radiofonic, și la Teatrul Pigmalion din Viena. Aproape majoritatea membrilor au luat numeroase premii la diferite manifestări culturale din țară și străinătate. Amintim că unii dintre membri nu sunt directori sau redactori de reviste. Valeria Manta Tăicuță la Spații Culturale, Ion Serat, Ion Preștean la revista Plumb, Ion Culisu Șurel la revista Salon Literar, Lucian Strochi la revista Sache, Părinții Cornelu Pai la revista Clepsidra, Dan Preșa, redactor la Ateneu, Emilia Marcu la revista la Convorbiri Literare și alții. Nu putem încheia această stare de seamă fără a nu aminti de cel mai longeviv președinte care a condus filiala timp de 13 ani, scriitorul Calistracu Stin, fie țărână ușoară și care are meritul de a fi promovat mulți scriitori tineri talentați din area de jurisdicția filială. În timpul activității sale de președinte a crescut numărul filial de la 30 de membri, 34 de membri, la 95 de membri la anul 2016. A urmat o perioadă de regres deoarece am avut pierderi importante în rândul membrilor noștri care au trecut într-o altă dimensiune spirituală. În total, în cei 20 de ani am pierdut 18 membri care probabil au ajuns în raiul scriitorilor și pe care îi vom pomeni imediat și nu putem decât să le urăm să le fie țărâna ușoară și amintirea lor ca un semn de recunoaștere a contribuției adusă la creșterea valorii literaturii române dăruite generațiilor viitoare. Pe scurt, aceasta este activitatea filialei noastre, pentru care mulțumim tuturor membrilor prezenți și a celor care din vari motivi nu au putut să vină astăzi aici la Bacău, prin contribuția adusă la existența și prezența imaginii filiale în spațiul cultural, literar și artistic românesc. Asta e pe scurt istoria filialei noastre și cu tot ceea ce v-am spus. Programul nostru, ca să fie unanim, deci urmează pomenirea celor 18 încă vreo câțiva care sunt băcăvani, chiar de nu au fost membri filiale, dar trebuie să-i recunoaștem că sunt de noastră, începând cu Vasile Alexandriș cu George Bacovia, după care o să avem un colocviu legat pe tema de ce, pentru ce și pentru cine scriem. Fiecare își poate exprima punctul de vedere maxim 5 minute, nu mai mult, ca să putem așa. Aceste convorbiri le vom înregistra, spusele dumneavoastră, și o să le publicăm și în Plumb, și în 13 plus al lui domnul Isache și probabil și în spații culturale la doamna Tăicuță mai departe. Și la domnul Șurelu, bineînțeles. După care, la ora 16 ceva, cărți reviste, deci cei care au cărți apărut în perioada septembrie, am trecut până acum, își prezintă, dacă vor, cărți noi. De asemenea, editorii, directori de reviste își vor prezenta ultimul număr din revistă și politica revistă. După care, la ora 18 dăm premiile, la 18:30 maxim o să dăm filmul lui doamna Cecilia Moldovan vis-a-vis de Alexandrin, așa, pe care o să, cum să zice, o de bucurie, bucuria sărbătorii, nu? Sărbătorim, că de-aia ne-am adunat să și sărbătorim, de-aia 20 de ani, ca să rămâne și cu oameni, că era frumos că ne-am întâlnit sărbătorim. Cred că juriul are, președintele juriul are emoții când va trebui să dea premii, dar mai sunt să mai fiarboleacă. Vă mai dau o veste bună, într-un sfert, jumătate de oră, poate mai mult, va apărea și domnul prim vicepreședinte a Uniunii Scriitorilor, domnul Varujan Vosganian. Așa că să ne pregătim de ce mai frumos pentru ziua de azi. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit, că sunteți aici, suntem împreună și am reușit să ne revedem la acest sfârșit de an. Cred că chiar ne doream să ne vedem și mi se pare corect. Știți cum e asta, ci că vorbești de lup și lupul la ușă. Poftiți aici, domnule. Bine, veniți aici, haideți. Domnul președinte, avem două lumânări acolo, să le aprindem, să le punem în colivă. În asta? Da, că n-am mai avut colivă. N-am mai avut colivă. Bă, da.
Ai ajuns? Trebuia să mai facem și niște colive, dar asta e. Asta e problema. Hai. Eu cred că cel mai bine este să stați jos totuși, pentru că e greu să stați în picioare, fiind scaunele, sau cum preferați, da? Iertați, frate, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mântuitorul, Duhului Părului, care pe tine ești pe toate, necunești Hristie, bunătăților, și dăruie viață, vină și să lășuiește între noi, și ne curățește până de toată tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Dar ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vede pe neputințele noastre pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spune împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor, celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință, odihnește Mântuitorule și sufletelor adormiților robilor tăi, păzindu-i pe dânsi într-o viață cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu care l-ai iată pogorât și ai dezlegat durerile celor ferecați. În sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curat și vrea nebinevânăvată Fecioară, care născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască și sufletele adormiților robilor tăi. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le invernisești, și ceea ce este de folos
tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Pe Tine, zid și liman, Te avem, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născunăscătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire, pomenește, Doamne, sufletele robilor Tăi, odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi, viu va fi sufletul meu și Te va lăuda, și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută-ți robii Tăi, că poruncile Tale nu le-am uitat. Aleluia! Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale, ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile pe care le-am gătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cele ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul Tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru căpcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care am fost luat, la cele după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobine Duma. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc pe adormiții robii Tăi, odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire în trei străluciri, cu dreaptă credință s-o lăudă strigând, Sfânt ești, Părinte, fără
început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curat, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc află mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Eugen Simion, cu tot neamului cel adormit, Vasile Sporici, Sergiu Adam, Octavian, Voicu, Costel, Costin, Ion, Costinel, Costin, Ion Lupu, Ion Cosmei, Radu Cârneci, Ion Prelipceanu, Petru Scutelnicu, Gheorghe Drăgan, Vasile Iosif, Aurora Barcaru, Vasile Alexandru, George Bacovia, Doru Calmulski, Sorina Munteanu, Ancelin Rosetti, Mircea Bostan, George Bălăiță, Aurel Pop, Lucian Mădăilescu, Emil Nicolescu, cu tot neamul lor cel adormit, Vahet, Berci, Daniel, Mihai, Gheorghe, Constantin, Ovanes, Aigui, Capriel, Mircea, Toma, Ioana, Ana, Iosif, Agop, Lambrinus, Jean, Aurora, Aurel, Nifon, Aristița, Maria, Vasile, Gabriela, Vasile, Cristea, Roza, Ioan Radu, Mihai Grigore, Avedis, Mihai Petrică, Gabriel, Sevana, victimele genocidului armenesc din 1915 și victimele conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan, cu tot neamul lor cel adormit și arugilor tăi care odihnesc în cimitirile orașului acestuia și pentru tine din neam în neam și din veac în veac și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția celui și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, Duhul și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe deavul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi care s-au pomenit în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să știi cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să fie. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și prea Sfântului și bunge viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robii tăi și să lăsnuiește pe dâni
și în curățile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Cel ce răsări lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și printre însa fii lumini ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeu nostru. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii Tăi. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care înălța fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Marea vieții văzându-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău celin alergând, se către Tine, scoate din sicăciune viața mea, mult milostive. O Sfine zi odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde pace tuturor. Și Duhului Tău fericitește calea în care mergea suflete, că s-a pregătit ție loc de odihnă către Tine, Doamne, voi strigă înțelepciune. Din epistola întâi cu Tesalonicenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, despre cei ce au dormit, nu vă însă ca voi să nu știți de, ca să nu vă întestați ca și ceilalți care nu au nădejde, pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat. Tot așa credem că Dumnezeu, pe cea dormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spune după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer, și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în ori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzut. Și așa, pururea cu Domnul vom fi. Pace ție celui ce ai binevestit. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău, Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul,
Și acum este când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa era și Fiul lui să aibă viață în sine și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum au judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției celorlia, după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dorit puterea de a lega și să lega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânci pe unde s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânci pe unde s-au dezlegat. Ceea ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi, smeriți și nevrednici robii Tăi, să fim moștenitori ai aceeași prea sfântă și har, ca și noi de asemenea să legăm și dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bune împărate, prin mine, smeriți și nevrednici cu slujitorul Tău, iartă adormiților robilor de care s-au pomenit. Orice au greșit ca niște oameni la această viață, Dumnezeu să ne iartă loc toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care însuși din mâine sau în altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva o slujitoare care ca aceasta, prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu sfinții care din veac au bineplăcut ție, iar trupurile lor să se dea fericire de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă, Doamne, sufletelor adormiților Tăi care s-au pomenit, șlefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică și din veac în veac, șlefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Doamne, veșnică pomenire. Hristos a cu dresul mele, iar pe noi, ca un bun șmitor de oameni, să ne miluiască. Amin. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să trăiți, să-i pomeniți. Mulți ani tuturor celor prezenți, familiilor lor. Și eveniment binecuvântat. Pace și bucurie. Amin.